40 de tineri din municipiu și raionul Soroca și-au pus imaginația și creativitatea pe hârtie în cadrul concursului de desen Cum văd eu dragostea. Concurs inițiat și organizat de către Centrul Raional pentru Tinere din Soroca. Cele mai bune lucrări din cadrul concursului au fost premiate cu diplome și cadouri din partea Consiliului Raional. Nu m-am așteptat, dar mama îmi spunea că o să iau locul întâi, dar nu am crezut-o. Și acum le mulțumesc tuturor pentru că m-au susținut, mai ales profesorul meu, Artur Popovici. Sunt pasionată de mică de desen, am moștenit de la bunica mea. Pentru mine dragostea este ceva foarte scump în viață, care aduce fericire. Am făcut o lucrare de gen în goașă și această diplomă o voi păstra acasă. Sunt foarte bucuroasă. Prima dată când particip la acest fel de concurs. Eu am desenat două inimi. Două inimi care simbolizează dragostea dintre femeie și bărbat. Sunt foarte bucuroasă că am luat măcar locuri 3 și mă sperui ca în viitor să iau locuri mai mari. Organizatorii au oferit și premii pentru profesorii care au ghidat tinerii în concurs. Am participat cu mare drag la acest concurs cu 10 elevi și 2 din ei au luat premii, locul 2 și locul 4. Vrem să mulțumim foarte mult instituției publice, Consiliul pentru Tineret Soroca, pentru organizarea acestui concurs frumos. La evenimentul de decernare a participat și deputata Leona Pilipețcaia, care a felicitat tinerii pentru frumoasele lucrări realizate și a oferit premii bănești. Bog s-a zdal clasicescu iubov, iubov между женщиной и мужчиной. И наши дети сегодня это показали через рисунок. Я благодарна этим деткам, нашим талантливым деткам, и хочу поздравить их еще раз тем, что они смелые, что они наши будущее, и я уверена, что рядом с нами, с нашим руководством района, у детей будет получаться что-то начинать новое с их поддержкой. Președinta juriului concursului de desen susține că a fost complicat de a numi câștigătorii, deoarece toate lucrările au fost deosebite. Fiecare desen executat de copil a fost o capodoperă aparte, fiindcă fiecare și-a exprimat sentimentul de dragoste prin culoare, prin formă. S-au descurcat cu minune de te cu tema dată. Deși este la prima ediție, concursul va avea continuitate, susțin organizatorii. Instituția fiind tânără ne-a uimit, ne-a surprins numărul de lucrări, 40 de lucrări care au participat la concurs. Ne-a surprins și diversitatea, aș zice, pentru că am avut multe desene venite din raion, din gimnaziile din raion. M-a șocat faptul cât de tandru percep tinerii noștri dragostea. Suntem la prima experiență în cadrul instituției, dar sunt sigură și vă asigur că o să vă uimim frumos în continuare. Lucrările prezentate în cadrul concursului de desen Cum văd eu dragostea sunt expuse în holul Palatului de Cultură din 24 februarie. Acestea vor fi prezente și în cadrul zilelor de mărțișor.